Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit la primul episod fresh după o lungă perioadă de timp în care nu am mai postat fresh, am postat clipuri, short-uri, dar mai mult highlights și asta pentru că am rupt live-urile, da, grind incredibil în perioada asta Team of the Year, în speranța că, și nu a fost să fie, din păcate o perioadă mai neagră pentru mine, dacă vorbim de FIFA, peste 1000 de pack-uri doar pe contul meu, bine, 700 plus pack-urile importante, dar peste 1000 dacă aruncăm un joc și mizerele alea de 75 plus, 80 plus, pack-uri de 5000-7500 pe care nu le-am semnat pe listă și din păcate nu a fost să fie, nu am prins niciun Team of the Year, o perioadă neagră și acum cu Team of the Week-ul, nu înțeleg ce se întâmplă, dar știți cum e, face parte din viață. Mai caz, te mai împiedici, te mai belești pe la coate, pe la genunchi. Important e să ridici, să dai înainte și asta facem și noi. Puțin dezamăgit, trebuie să recunosc, puțin frustrat, încă nu pot să trec peste ce s-a întâmplat. Nu știu, mi se pare cu cât joci mai mult, cu cât faci grind mai mult, cu atâta ești mai puțin răsplătit, dar e loteria mare, despre asta e vorba. Face parte din joc, așa că da, sunt chestii mai importante pentru care trebuie să rămânem supărați, Doamne ferește, chestii legate de familie, de școală, de job, în niciun caz FIFA. FIFA trebuie să fie pe moment, așa că pe moment e și supărarea mea, deși EA into the game. Bun, fraților, hai să dăm mai departe și să sperăm bine, să zic așa, tocmai din necazul ăsta și din frustrarea asta, am încercat să fac și un test, adică eram undeva la, făceam de pe telefon, cei care mă urmăresc pe Discord, apropo, link în descriere, Discord, Facebook, Instagram și mai nou TikTok, dacă vreți să mă urmăriți acolo și dacă toți sunteți la butonașe, hai că poate rupem și noi în 4-500 să fie, Doamne ajută, tot din frustrare, postam pe Discord, am luat practic, veneam după 100 de pack-uri, nu exagerez, de combinație de astea 78 cu ligile alea de 8. Și postam, făceam print, postam pe Discord și practic după 100 de pack-uri back to back, doar vineri seara aveam 6 ore în care asta am făcut, în loc să stau cu cei dragi ce rupeam pack-urile, creier, 100 de pack-uri fără walkout și pornind de la frustrarea asta, pentru că era frustrare, deci efectiv, o fără 20, o fără un sfert, am făcut o mănușă câte am 4, 14, 15, le-am păstrat anume pentru eventul ăsta, nu o să văd, bă, ori a fost la mine nașpa, ori, nu știu, drop rate a fost mizerabil, așa că o să deschidem și asta, e un mic test, ele nu mai sunt la SBC, dar eu le-am păstrat anume, hai gata că am vorbit, mamă cât mai vorbești mă moșule și hai că au plecat și pack-urile, Doamne ajută la toată lumea, hai să vedem dacă totuși a fost un mic accident, hai că accident, dacă e moșile, 84, 10, bă, ceva bun, nu s-au făcut cu ăștia de 84, 85, bine, eu m-am cam haladit, scuzați expresia ieri și am pus la 6900 și din păcate abia am dat câțiva la 5900, aie, acum se dau undeva la 5000, în loc să-i dau pe toți la 6000, absânule care ești tu, absân, ok, începem cu un board, e bun și ăsta. Sincer, nu-i probleme de război. Dăm în astea trade ball. Avem și vreo 400 de mii, o să deschid doar două le păstrez. Ok, cel puțin board. Teoretic în dreapta e doar board. Și e doar board, evident. Stones. 83. Bam, bam, bam. Ok, binevenit la club. Asta termin de sus pentru că loc e. Și încă cum. Bun. Sunt curios alea de 78 plus. Jumbo, jumbo. Pe asta le deschidem chiar ultimele, da? Pe astea 20 mai am două la finale, lăsăm. Ce avem aici? Avem un Prime Electrum 80 plus 80 de mob. Nice, mamă, pack-urile sunt bune. Pack-urile sunt bune. Acum să vedem și drop rate-ul. Din păcate nu e board, nici măcar board, așa că o să dau skip. Trecem mai departe. Da. Avem Porto, Christensen de la Barcelona care merge foarte, foarte, foarte bine. S-a distrat ieri cu Sevilla. Din păcate Real Madrid scârție, sunt fan Real Madrid și suferim, fanii Real Madridului suferă în perioada asta, vreun silver interesant, dar asta e, bă, cu bune, cu rele, ce să facem, dacă echipa merge prost, asta nu înseamnă că nu trebuie să fie alături de echipă, înghiț în sec, sper la mai bine și dai înainte, na, ce să facem, aici 82 plus, aici, hai mă, poate vine măcar primul walkout, hai să fie bine, să nu fie rău, tot în dreapta, teoretic nu e walkout, dar mai știi, nici practic nu e. 83. Mamă. Băi frate, mai Electronic Arts, da. Ce pana mea. Aveți ceva cu moșu? Că nu v-am făcut nimic. Da, chiar nimic. Oh, yo, mă, dar e groasă.
groasă, anul ăsta chiar, chiar foarte, foarte slab. Foarte slab și foarte dezamăgit, mana mea. Aie, cât să fână, cât să fână, dăm înainte, dăm înainte. Bun, poate de aici, sau poate nu, asta ne păstrez. Aici e recomandarea mea pe care o fac, nu le deschid acum pentru că timpul văd că e foarte, foarte slab. Poate, poate puțin noroc mai încolo. Ia să văd, deci 85 aici, 2, asta ce 85, asta ce spune. Mă, ia să dau și în astea. Nu contează, dacă prindem, doamne ajută, să prindem un nou caut untradeable, dacă mai am ceva resurse, vreau să-l bag la Heroes. Heroes pe care o să-l deschid miercuri, facem live miercuri elegant. Oh shit man, care are un sezon fantastic, by the way. Chiar un sezon bun, Napoli are un sezon foarte, foarte bun. Îl și salvăm, ceea ce e bine, bine că preț de discard. Na. Ok. Nu e bună. Nu e bună, nu e bună deloc. Mai aveam unul parcă, nu? Da, da, da. Deschid tot și din dreapta, după aia revenim cu 78 plus și la final las cele două pecuri de 100.000. Striker Gabriel Jesus, pe care îl am, dar nu știu dacă l-am tradeable sau untradeable. Îl avem. Cum îl avem? Ia să vedem. Îl avem tradeable. Ok. 1000 de coins acolo. Palinia. Mai facem de resurse, pentru că am consumat foarte, foarte mult. Adică nu e mare, mai e puțină supărare, dar măcar mai refacem de resurse. Și aici ce avem? Avem un prime mix. Astea două geamuri pe care o să le păstrez deschis, palante două. Așa. Și avem și un pack de 50.000. Not bad. Hai să dăm în ăsta că e puțin mai modest. 4 cu 4 cu 4 cu 6 cu inform. We take it. În packul ăsta modest, sincer, chiar e ok. 79, discard, 10.000. Merge. Bine că nu o să-i dau discard. Îl trimitem la club. Am cred că vă 20 de info. Aștept să văd, dar nu cred. Pentru că acum au revenit în pack-uri la premii și nu cred că... Dar vedem. Oleu, ce fac? Bă, nu da discard. Nebunule. Ce s-a întâmplat, mă? Hello. Controller nou. Bă, nu l-am trântit foarte des. Ocazional, așa, la Weekend League, dar nu foarte des. Ok. Bun, avem și ăla de 50.000, nu? Ăsta e. Hai de aici. Prețin, primul walkout. N-are cum, n-are. Trebuie să vină. Nu e walkout. Ba da, totuși. S-a dus în dreapta, dar e 86. Mandy, we take it. Îl mai avem o dată, dar cred că e untradeable. Nu mai țin minte dacă am băgat la ultimul SBC. Două walkouts. Tradeable amândouă. Deci am băgat și în 85, pe care cred că îl vindem rapid. Ia să vedem, se mă dă cu 15.000? Nu, no, 14.000. Bă, nu merge și la 14.000. Asta cât se dau la 86, sincer. Nici n-am verificat pentru că nu am avut. 84-85, da, de ăștia n-am avut. Hai că-i trimit la club și văd eu după. Văd eu după de pe telefon ce și cum, dacă mai facem vreun leu. Ne luăm BMW-ul sau nu facem un leu. Și uite, chiar vă arăt acum, că dacă toți suntem aici. Chiar am pus de vreo două release, dar acum m-am halerit pentru că am văzut că am dat la 6900 și am scătat. Și am pus pe toți la 6900, evident. Și da, hai că i-am dat câțiva la 5900. Aie, dă să dau clear aici, ce să-i faci? Da, pana mea, atât s-a putut. Hai, 78 plusuri, 3 și după aia ultimele alea. Pecurile astea două ultimele de final cu 88, 4 plus, nu? Hai, câte avem aici? Bă, nu știu câte am, 14, 15, 12, nu știu câte sunt. Undeva la 14, 15, cred, nu? Da, hai, a plecat. A fost 75 în total de astea. Total spre 200 și ceva cu tot, cu ligile, nu mai mult, cred că aproape 300. Da, și restul de 400, dar pecuri importante, mă. Chiar pecuri importante. Inclusiv 85 ori 10, m-a omorât 83 ori 25, pentru cei care nu m-au urmărit, wow, a fost groasă, fraților, groasă, wow. Și încă mă gândesc acolo, vedeți, nu e bine, trebuie să dai mai departe, să dai înainte. Yoi, skip, dăm skip, nu avem board, dăm skip. Cam așa mi-a dat pe toată perioada timpul de el. Cam asta a fost la mine. Rar prindeam board. Mă gândeam că poate e perioada aia cu drop rate-ul, dar nu, din ce văd cel puțin până acum, hai să vedem, totuși astea sunt mizerabile, sau mă rog, și acum, ia uitați, 3 back-to-back fără nici măcar un board, fără nici măcar jucătate. 83, ok, wow, 79, 78, da, nu-i nimic, mai refacem de resurse, mai producem material pentru SBK, nu-i așa, ei. Și primul board, nu, primul board, nu, cum ar fi să nu ia nici măcar un board, what?
Ia vezi, mă. Ia vezi, mă. Am mai recuperat un jucător. Am aprins și pe Mata. Ok. Bun, bun, bun. Bun. Hai că mai avem. Mai avem. Avem cu ce. Avem cu ce. Avem cu ce. Nici fără bol. Fără bol. Fără bol. Ce poana mea. Musiala, mamă, ce bun e puștiu ăsta. Ce bun e puștiu ăsta. Ce bun e puștiu ăsta. Mă gândesc eu că nu am văzut absolut nimic. Știu că Real Madrid merge all in pentru Bellingham, dar nu avem bold. Nici aici nu avem bold. Oh. Ce să mai și zic? Real Madrid merge all in pentru Bellingham, dar evident că sunt anumite echipe din Premier League, nu știu, un anume Liverpool și City, care merg și ei pe jucător și în funcție de ce decide jucătorul, dacă o să ducă în Premier League, nu știu exact dacă Real Madrid are un backup plan, dar dacă ar avea un backup plan, Musiala ar suna tentat și primul board, mulțumesc, ei ce, și walkout, aoleu, ăla am untradeable, dar nu contează, nu contează, nu contează absolut deloc, pentru că iau o mică pauză, la voie să meargă imediat că editez, pam, pam, îl bag la Heroes și așa trebuie să fac SBC-ul ăla și revenim și anume cu pecule. Ok, walkout, walkout și... Bă, fiți atenți cum arată pecul ăsta. Din 10 nu-ți dă nimica și la final îți dă și inform, îți dă și walkout și 85 fodder. Uite, kit, ia să mă pe zelă ăsta, e tradable sau untradable? Acum îl bag și pe ăsta la SBC. Ăsta sigur e untradable. Sigur e untradable. BRB. A few moments later. Ok, am revenit, numai bine am pus mâna și pe un pack de 25.000, am băgat la Heroes. Nu știu dacă merită neapărat, evident că nu am trimis jucătorii la club. Două, nu știu dacă merită sau nu, însă eu sunt content creator, așa că da, lovesc toate SBC-urile, chiar și SBC-urile care nu merită, ne mai distrăm pe live. Nu avem board, nu avem board. Ok, nu-i problemă de război, nu-i problemă de război. Am prins un knockout, e bine și așa, l-am băgat acolo la SBC. Nice, 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 pam, 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 trimitem la club și revenim cu 78+. Deci avem knockout-ul, e win până acum, măcar atât, măcar atât. Și ia să vedem dacă mai primim ceva bonus. Din nou, no board, revenim pe traseu, pe traseu normal, ca să zic așa. Salvăm ceva? Nu, nu salvăm, că l-am prins odată pe Mătaz. E a doua oară când îl prindem, așa că da, haide. Board de data asta, tot în dreapta, de fapt, teoretic board, poate ne rupe cu un knockout, Chiellini, 84, e bine și așa, și așa trebuie să mai băgăm acolo la... la SBC, 83, sus, ta, sus, e bine și așa rău, e bine și așa rău, și mergem mai departe, cred că mai am vreo 3 sau 4 de astea, nu? Oh, nu. Da, 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 4, 4, bun, hai, mai măcar încă un knockout, nu, board, skip, mergem rapid, skip dacă nu e board, nu are rost, pierdem timpul, așa e, normal că pierzi timpul, mă, dacă vorbești jumătate de oră la intro. Ok, câte mai avem aici? 1, 2, 3, 4 totuși. Haide-mă. Deci până acum din astea am avut un singur walkout. Cel puțin board s-a dus în dreapta. E doar board, din păcate, 83. Da, e bine și așa. E bine și așa. E bine și așa. Adică dacă n-ar fi, dacă n-ar fi fost curtoa ăla, era oricum lose. Lose a fost în toată perioada asta. Cel puțin cât am deschis eu în perioada timp of the year pack-urile astea. Pentru mine au fost lus. Chiar sunt curios, voi ați prins ceva? De fapt, stai. Că unii au prins timp of the year. Back to back, da? E discard. Ce să facem? Asta e. Mai dăm și discard. O să stai chiar pe fiecare jucător în parte să reciclezi. Deși în perioada timp of the year cam asta făceam. Acum nu, nu mai am răbdare. Nu mai am răbdare, nu mai am răbdare. Plus că nici SBC-uri nu prea mai am să le bag. Am făcut toate mizerele de SBC-uri. Încă două aici. Haide, ei, haide, poate acum. Și... și nu, skip. Și nu, skip. Nu vrea, mă, nu vrea. Dacă nu vrea, nu vrea. O specială, sunt câteva speciale interesante în eventul ăsta, chiar foarte interesante. Nu am prins niciunul până acum, nu am prins niciun special card pe contul meu. Vedem, vedem. Eventul durează. Vedem, poate reușim. Da, nu e board, skip.
nu-i problemă. Și mergem la ultimele două pecuri, pecurile de 80, nu de 80, Jumbo, unde avem 84, poți să o deschid pe astea prima două, deci am și pe astea două, dar nu știu care e diferența, pentru că ambele sunt de 100 de mii, însă interesant, aici nu-ți garantează 84 plus, din coace îți garantează 84 plus, adică măcar iei un board, așa că o să lovesc în astea două, da, aia zic, a plecat, a plecat și nu e walkout? Nu e walkout. Îți dă 84 plus, îți garantează 84 plus și îți dă 84 cel mai mare. Wow. Ok, pack de 100 de mii. Oricum astea au fost cele mai mizerabile. 100 și 125 de mii au fost absolut praf. Un singur 84. Bă, n-ai cum, ce-i pack-ul ăsta, mă? LOL. Pack de 100 de mii cu 84 plus garantat și îți dă un 84 și restul absolut mizerii material. Bă, Electronic Arts, a trebuit să revedeți puțin pack-urile astea, mă. Sau drop rate-ul sau ceva, nu știu, zic și eu. Da, pana mea, nu vă supărați pe mine. Că nu am dat cu parul. Arunc și eu o vorbă așa, elegant, frumos, știi? Pe respect, ca să zic, pe respect, ca să zic așa. Păi pe respect noi pe voi. Că noi plătim 100 de euro la început de an cu pe respect, că nu pe datorii, știi? Păi, dar pe respect voi față de noi când vă băcam bateți așa joc, nu pe respect, nu e... Bă, pe respectul trebuie să fie reciproc ei, adică noi dăm, dați și voi, păi nu dăm noi și voi ciuciu. Zic și eu, nu știu, poate greșesc, scuzați-mă că nu cer scuze. Aba... Nu o luați în nume de rău, că nu o zic cu răutate. Știți că moșul la inimă e bun. La vorbă e nebun. Și nici măcar acolo. Ok, domnilor. Am ajuns la final. Ultimul pack. Din nou un pack de 100.000 cu 84 plus. Hai să vedem dacă dă de aici. Hai, a plecat. Și poate pleacă și butonașele din partea voastră cu like, share, subscribe acolo, cu rubuțel, cu tot pentru notificări. Nu uitați că aveți link în descriere, Instagram, Facebook, Discord, vai, nu cred. Și mai nou TikTok. 84 back to back. Mă, și spuneți voi că nu am eu dreptate? Și spuneți voi că e CT-ul degeaba pe cei de la Electronic Arts, că-și bag și anume bat cuculețul de noi? Păi nu-și bate cuculețul de noi? Ia ziceți voi. Păi astea sunt pack-uri de 100 de mii. E, și totuși dă-i în form. E, știi ce? Dacă-s pe 3 de băl, nu. Dacă-s pe 3 de băl, bine, 10.000. Ăsta e untradeable, îl băgăm la SBK și anume. Da, fraților, cam atât pentru episodul de astăzi. Am încercat și o să încercăm în continuare. Deci nu mă opresc de aici, nu mă opresc aici. Oricum pe pack-uri știți că rup. Grind-ul, pack-urile. O nebunie totală. E unul din... E o modalitate prin care eu produc foarte mult fodder, fiind pur mereu to glory, fodder, bine, încerc și norocul, în speranța că, adică la 1000 de pecuri face cu ce zici, mă, măcar un curtoat team of the year, dar nu, că ei, dar e și o modalitate prin care eu produc foarte mult fodder pe care arunc în SBC pentru content și în speranța că din nou prindem ceva bun, sigur că și, și din nou, mă, nu judec, Doamne ferește, departe, eu nu judec pe nimeni, Dumnezeu judecă și atât, dar atât timp cât sunt aici și plătesc jocul și sunt și content creator și am o comunitate frumoasă, vă mulțumesc pentru toată susținerea, trebuie să-mi dau și eu cu părerea. Pentru mine contentul e foarte slab. Extrem de slab, extrem de modest. Dacă tu aveai un icon și au fost câteva, a fost un Zidane, a fost un Jairzinho, l-am ratat pentru că am avut alte, mă rog, cu Matau și cu Viera acolo nu puteam să mut în dreapta, aș vrea Prime, pentru cei care mă urmăresc pe live știu, dar nu avem iconurile față de anul trecut, contentul e modest, frate, m-am dus și m-am forțat să-l fac pe check, din păcate la mine nu e ce trebuie, mi-a scris cineva să-i dau glopatia fără mai bine, dar nu avem un content, adică SBC-urile astea sunt jucători ok, sunt jucători decenți pentru un casual game, jucători decenți, dar nu aveam SBC-urile alea top în care zici ok, am deschis pack-uri, nu mi-a dat mare lucru, dar mă duc și fac grind pentru Ruud Gullit, mă duc și fac grind pentru Dinio, mă duc și fac grind pentru Eusebio, cum era în trecut pentru Craven Saon. Nu, poate de acum încolo, suntem în februarie, cred că ar fi timpul să dea drumul la câini. Electronic Arts, aruncați niște SBC-uri mai de Doamne ajută, astfel încât fodderul ăsta
de multe ori la discard, măcar să-l orientăm înspre ceva, zic și eu. Cum spuneam, gata pentru episodul de astăzi, nu uitați de butonașe, până data viitoare, peace!